O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii. Noi, Homo sapiens, putem fi cea mai bună, dar și cea mai rea dintre specii. Ce s-a întâmplat în timpul evoluției umane pentru a se ajunge la acest paradox? Care sunt cele două tipuri de agresiune la care sunt susceptibile primatele și de ce a evoluat separat fiecare dintre ele? Cum s-au domesticit singuri oamenii? Și cum au fost achiziția limbajului și practica pedepsei capitale, factori determinanți în evoluția culturii și a civilizației? Plină de autoritate, provocatoare și antrenantă, Paradoxul Bunătății de Richard Rankham oferă o teorie originală și surprinzătoare despre cum, în ultimii 250 de milioane de ani, omenirea a devenit o specie din ce în ce mai pacifistă în interacțiunile ei zilnice, chiar dacă totuși capacitatea ei de violență planificată la rece rămâne nediminuată. Urmărind istoriile evoluționiste ale agresiunii reactive și proactive, antropologul biolog Richard Rankham argumenta convingător în favoarea necesității toleranței sociale și a controlului diviziunilor sălbatice care continuă să ne bântuie și astăzi. O carte care pune la un loc descoperiri din antropologie, istorie și biologie pentru a reconstitui o istorie vie și cuprinzătoare a modului în care oamenii au evoluat în creaturi domestice. O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii.